un imis, se numește, între județele Constanța, România și Dobrici, Bulgaria, un proiect european în valoare de 1.400.000 de euro aproximativ. Partea română, numai ansamblul integrat din Planetarul Constanța, a ajuns la aproximativ 730.000 de euro. Este un ansamblu format din două proiectoare, două părți, unul american și unul japonez. O să vă spun fără grijă de a greși că este cel mai performant în acest moment în sud-estul Europei și unul de top mondial. Cele două firme colaboratoare ne-au garantat acest lucru, sunt recunoscute pe plan mondial. Partenerii acestui proiect au fost Complexul Muzeal de, este încă Complexul Muzeal de Științele Naturii, care este leader partner. De asemenea, mai avem parteneri Muzeul de Istorie din Cavarna, Bulgaria, Universitatea Maritimă și colegiul Mircea cel Bătrân. Proiectul s-a întins pe o durată de 3 ani. Din păcate, cum știm cu toții, datorită pandemiei, trebuia să se încheie în 2021. S-a prelungit până în 3 octombrie 2022, când avem spre finalizare. Colaborarea cu partenerul bulgar a fost foarte, foarte bună. Am avut noi deplasări la dumnealor și dumnealor la noi. Am căutat să integrăm observarea, știința, educația cu istoria veche a acestor două tărâmuri, Constanța și Dobrogea, vechiul Podiș Dobrogean, care are multe, multe în comun, în afară de istorie și geografic, relief, tot ce înseamnă. Am ajuns aproape de final, mai avem foarte puține lucruri de făcut până pe 3 octombrie. Și proiectul principal a fost acesta de la Planetarium. Cam astea despre datele tehnice. Dacă doriți să întrebați orice, vă stau la dispoziție.